Am venit împreună cu soția. Suntem în concediu încă câteva zile. Am căutat un loc în care să ne odihnim. În concediu acesta este prima dată când am reușit să ne luăm un concediu prelungit. Și îmi aduc aminte că cu vreo două săptămâni înainte să venim, am zis, hai să văd și eu unde mergem. Soția plănuise totul. Și când m-am uitat pe site-ul Hergheliei și am văzut trezirea la 6, am zis, cum ne odihnim noi trezindu-ne la 6? Și povesteam, mă plângeam de fapt unor parteneri care lucram și le spuneam că mă duc într-un loc unde ne trezește cu muzică la 6 dimineața și îmi spunea că ar trebui să mă plătească să mă trezesc la ora 6. Dar uite că după 10 zile am reușit să ne integrăm în program, suntem odihniți, poate mai sănătoși, cu obiceiuri mai bune și plecăm resetați ca un calculator să ne apucăm de treabă de luni și vă mulțumim pentru tot, pentru partea spirituală în primul rând, pentru că am reușit să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să observăm fluturi și gândaci pe care altădată nu-i vedem în graba noastră și vă mulțumim pentru tot, sperăm să revenim cât mai repede. Vă mulțumim!